Unul dintre cei mai apreciați pictori din generația tânără, Ovidiu Cărpușor, nominalizat în Enciclopedia Artiștilor Români Contemporani, Romașcanul Pribeag în Brașov, cel a cărui icoană a fost dăruită în 2001 de președintele Ion Iliescu Papei Ioan Paul, a reușit să revină la Roman cu două expoziții simultane, una la Muzeul de Artă din Roman, unde expune 70 de tablouri din seria Burgul Transilvan, și una la Roman Art Gallery, unde a vernisat duminică o expoziție de măști. Participant activ la toate saloanele anuale ale Muzeului de Artă din Roman, Ovidiu Cărpușor revine acasă pe simezele instituției cu un veritabil regal cultural. Talentatul pictor romașcan a adunat toate aceste creații într-un splendid album care sintetizează munca sa, album lansat și la Roman. În cele patru săle ale Muzeului de Artă a expus 70 de lucrări de pictură și grafică în tehnică diversă, care sunt lucrări de referință ale pictorului adunate din colecții particulare și din cele ale unor muzee. Vernisajul expoziției a fost realizat de către muzeografa Mihaela Ciobanu și de către patriarhul culturii romașcane, profesorul Gheorghe Ame Ciobanu, cel care l-a remarcat pe artist la vremea când era elev al regretatului profesor Gheorghe Tonița la Școala de Arte din Roman. O întâlnire cu un artist curător care ne-a încântat de altfel la anualele și salonele organizate de muzeul nostru de mai bine de 10 ani, participând cu lucrări de pictură, de grafică și pastel la aceste expoziții colective de care spuneam, aruncându-ne așa picături de frumos doar cât să ne provoace și să ne întrebăm cum ar fi ca aceste picături să fie adunate într-un tot, așa cum ne oferă în această zi cele 70 de lucrări din Burgul Transilvan, grafică, pastel și pictură, semnate pe Ovidiu Cărpușor. Care urăm bun venit acasă, bun venit la Roman, bun venit în orașul de suflet, cum îmi place să spună, artistului nostru, dar de fapt este orașul de unde a plecat, este orașul natal, este orașul care i-a format primii pași spre artă prin profesorii Gheorghe Tonița și Nicolae Papal de la Clubul Copiilor din Roman, pentru a continua drumul cu Vera Costa la Școala de Artă de la Sibiu sau continuând după aceea la clasa pictorului restaurator Ioan Sotelecan. Iată un artist pe care noi l-am considerat de la început și am încercat și am reușit să promovăm ca un artist complet și complex. Vernisajul a fost unul cu totul deosebit în sensul că bună parte din acesta s-a desfășurat sub forma unui dialog între muzeografa Mihaela Ciobanu și artist care a răspuns unor întrebări. Sunt ceva emoții, sau nu sunt, de că de mult cochetăm să expunem măcar 30-40 de lucrări de câțiva ani. Acum două luni am hotărât să aducem până la urmă Burgul Transilvan cu tot ce înseamnă grafică, pastel și ulei, din colecții private, din colecții particulare, din lucrările care le mai dețin. Majoritatea, să spun că sunt cam 80% sunt din album, prezentate în album. A fost o selecție, în primul rând. A doua selecție a fost că câteva se intre și în mașină să le pot aduce pe toate. A fost un gând de câțiva ani de a expune. Acum s-a materializat. E o bucurie sufletească, în primul rând. Și efort pe deasupra. Mulțumesc foarte mult doamna Mihaela, domnul Adrian, doamna Mariana, domnul Ciobanu, care mi-a făcut o surpriză deosebită. În stilul hâtru, profesorul Gheorghe Ame Ciobanu s-a autopersiflat, dar a făcut și fine observații referitoare la atmosfera epocii în care trăim. Am venit, cum spuneam, la dumneavoastră, ca un moșnegel, să comentez și eu ceva care, cum zice poporul, când m-am uitat și pe aici, mi-a luat pe uitul. Nu știu să mai zic. De asta, eu, dacă sunt la suta de ani de care mă apropii, e că moșnești poate căutați în Parlament. Expozițiile care noi o vedem astăzi, mi-aduce aminte de acel tur
cu ceasul, am fost obligat să dau. Mi-am supărut foarte romantic, prin vorbă, să dai la vezi de noapte, să dai bacaloriatul și dimineața era asigurat totul. Era o perioadă și pentru mine romantică, dar și din punctul de vedere social romantic. Expoziția de la Muzeul de Artă va rămâne deschisă toată vara, romașcanii fiind invitați să o viziteze și să achiziționeze fie albumul de artă purtând titlul expoziției, fie vreuna din puținele opere neachiziționate încă. Cele patru săli, cu cele 70 de lucrări de artă, cu turnuri, cetăți, castele, străzi din Burgul Transilvan, vor putea fi vizitate toată luna august la Muzeul de Artă din Roma. Iar acest album se poate achiziționa de cei care doresc. O să găsiți și în ultima sală, în cea de-a patra sală, unde veți descoperi și o vitrină cu câteva dintre diplomele și articolele lui Ovidiu, care a apărut. Aici, pe masă, avem două albume, Enciclopedia Artiștilor Români Contemporani, care apare, și Maestrii Picturii Românești, colecția lui Lucian Pop, la fel în care apare Ovidiu. Iată, dăbuire, talent, măiestrie la Ovidiu Costel Cărtușor, care ne aduce astăzi în cetatea Mușatina lui Roman, Burgul Transilvan. Noi sperăm să vă încânte sufletele, privirea și vă așteptăm cu drag să treceți pragul muzeului, să le vizitați, să le admirați și de ce nu, pentru cele câteva care nu au rămas colecționate, să le luați acasă. Ovidiu Cărpușor s-a impus prin sacralitatea unor pensulări care adună în vibrația lor sensibilă înțelepciunea unui prea trecut cu neîmpăcarea unui prea prezent, a remarcat profesorul Gheorghe Ame Ciobanu, care a vorbit timp de o oră despre artist și opera acestuia.